Astăzi a avut loc o ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Noi proiecte importante pentru cetățenii orașului au fost votate în unanimitate. Avizează Comisia Buget Finanțe. Favorabil. Comisia Urbanism. Favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Interzicerea trotinetelor electrice în zonele pietonale a fost aprobată după ce această propunere a fost supusă votului consilierilor locali în cadrul ședinței ordinare de astăzi. După ce instituția prefectului își va da acordul, se va trece efectiv la aplicarea acestei măsuri. Avizează Comisia Servicii Publice, Comisia Buget Finanțe, Comisia Învățământ Cultură, Comisia Juridică, discuții, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Și în anul școlar 2021-2022 se va acorda pachetul cu rechizite școlare denumit primul ghiozdan. Totodată, în cadrul ședinței, s-au adus modificări referitoare la autorizarea construirii unor balcoane la apartamentul blocurilor de locuit pentru îmbunătățirea confortului locuibil și autorizarea de acces din exterior pentru spații comerciale.